Scandalul maidanezilor la cote maxime pentru că s-au săturat să vadă cum primăria tergiversează soluționarea problemei maidanezilor din capitală. Organizația pentru protecția animalelor ALGA vrea după gratii pe Dorin Chirtoacă și chiar mai mult decât atât reprezentanții ONG-ului, ca și politicianul Vitalia Pavlicenco și avocatul Ion Dron, pun pe conștiința primarului Chișinăului suferințele cauzate unor oameni de câinii vagabonzi. Acum problema este domnul primar general în calitate de autoritate publică. Și nu sunt deloc întâmplătoare aceste otrăviri în masă care se întâmplă în Chișinău. Este aici pe față aroganța și nedorința de a colabora cu societatea civilă, dar acesta este un lucru grav. Eram șocată, copiii strigau, a murit, nu, încă nu a murit, iar încă mai sare. Dar și auzi, nu mai, am murit. Iar că mai trece la vite, iar începe să-ți bat. Asta ei fac așa, el trebuie de pus, o să vă spun, eu de pildă, în pușcărie iar stai el 100%. Și tot ce placă și tot cu gangal, tot care acolo fac lucrurile astea murdare și monstruoase. Peste 3 zile, activiștii spun că îl vor da în judecată pe primar. Supărarea a devenit și mai mare după ce, potrivit Vitaliei Pavlicenco, primăria a tot ignorat toate propunerile și inițiativele societății civile și organismelor internaționale privind sterilizarea maidanezilor. Vă spun, există toate posibilitățile de a coopera în societatea civilă cu primăria. Nu există voință, cum aș spune, administrativă, profesional, intelectual, politică, legislativă din partea actualului guvernanță. Membrii Asociației ALGA spun că problema câinilor fără adăpost a devenit atât de gravă încât locuitorii capitalei au început să-i omoare prin otrăvire. Anterior, Chirtoacă a declarat că primăria va continua eutanasierea câinilor fără stăpân, fără ca animalele să suporte dureri fizice. Potrivit datelor primăriei Chișinău, de la începutul anului, peste 100 de persoane au fost mușcate de câini fără adăpost.